Înainte să începem, băieți, clipul, vreau să vă spun să nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, pentru că dacă apăsați butonașul de like, oameni buni, o să aveți 7 ani de noroc. Și bineînțeles, codulețul pe item shop fp-robert291-ytb. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni. Din câte puteți vedea, o să omorâm oameni care au anonimus în nume, bineînțeles, de fapt noi o să-i omorâm pe toți, dar o să vă arăt statusurile fiecărui om care are anonimus activat. Ce înseamnă asta, oameni buni? Înseamnă că nu o să-i vedem numele și nu o să știm cine e, dar o să intrăm pe replay și o să vedem cine e, o să filmez și când o să intrăm pe replay și o să vă arăt statusurile după pe ecran. Oameni buni, înainte să începem, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe, follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord și bineînțeles, dacă vă place ceea ce fac, oameni buni, codulețul meu pe suportă creator, care este fp-robert291-ytb. Așa că, oameni buni, fără să vă mai țin atât de mult, hai să-i dăm direct drumul la clip. Vizionare plăcută. Hei, fără să vreau, am dat același mod în același timp cu băiatul ăsta, nu știu, mi s-a părut cool și hai să vă arăt și vouă. Frate, fac părut că stare anonimul și după asta o să mergem, o să-l omorâm și o să vă arăt statisticile lui dacă într-adevăr el are anonimul sau nu. Bun, băieți, mergem într-o zonă cu un contest destul de mare, hai să verific și eu dacă filmez. Uite că filmez, Johnule, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 playeri. Acum hai să vedem cine o să fie anonim. Uite, mai aud 1, 1, 2, încă 2 cu 8, adică, ok, ok, Robi matematicianul, cred că am zis 8 în loc de 8, dar ok. Frate, ia să-l vedem pe băiețelul ăsta. Bro, fight me, fight me, bro, doamne, băieți, mi s-au resetat setările, vedeți? Ok, ok. Bă, ăla n-avea anonimus. Ăsta avea anonimus. Perfect, băieți, perfect. Hai că vă arăt imediat statisticile lui. Bun, băieți, hai să vedem ce au făcut băieții ăștia de aici. Hai să le vedem numele. Deci, ăsta este primul om pe care l-am omorât și nu avea anonimus, dar ăsta e al doilea și ăsta știu sigur că avea anonimus. Și o să aveți statisticile lui. Manolo 311 ceva. O să le aveți pe ecran chiar acum. Gen, în momentul ăsta de față în care eu filmez, eu nu le văd, nu știu dacă a fost foarte bun sau foarte slab playerul, știu că joacă de ceva sezoane, nu știu, cred că sezonul 8 era skinul ăla, dacă greșesc, vă rog frumos să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii. N-a avut ce să facă și nu știu cum să-mi dau seama dacă a jucat bine sau nu, pentru că l-am omorât la contest, n-avea armă probabil și n-am cum să zic dacă a jucat bine sau n-a jucat bine. Oricum, oameni buni, hai să vă arăt următorul anonimus. Băieți, hai că se bată ăștia și chiar sunt curios dacă este vreunul cu Anonymous. Stați așa că eu aparent încă am bat joc de meciuri, nu știu ce am efectiv azi am jucat. Uite încă un anonim, băi, no, dai frate, uite câți anonim sunt. Perfect, 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 perfect. Bun, deci primul n-avea, al doilea avea. Ok, e bun. Hai că vă arăt, băieți, repede statisticile ăluia. Dar întâi trebuie să mă bag și cu ăsta, cred. Hai să mă bag cu ăsta și vă arăt statisticile. Bro, ăsta n-avea Anonymous. Ok, 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 las-o așa. Trecem peste, băieți. Hai să vă arăt. Bun, băieți, aici știu sigur că am mai omorât încă un Anonymous. Imediat o să vedem și cum îl cheamă, pentru că în fața asta nu l-am omorât. Parcă aici am zis că îmi bat joc de meciuri sau ceva, nu mai știu exact. Cum îl chema? Deci nu, uite. Îl chema Cashmaker HH. Băi, domnule făcător de bani HH, te-am bătut. Iarăși, nu știu, băieți, că eu aici am dat third party la bătălia lui. Iarăși, nu știu dacă a fost un jucător bun sau nu. Avea materiale, deci putea să buildeze. O să-l declar un player mediocru, dacă pot să zic așa. Probabil s-a jucat doar normale și nu a jucat atât de competitiv băiatul ăsta, pentru că eu, după ce fac un kill de obicei la arena, îmi fac un box ca să pot să-mi dau heal sau ca să pot să lutez. Băiatul ăsta, nu știu, cred că avea destul HP și pe aici n-am văzut niciun mini, dar ca fapt divers, oricum îmi fac box pentru a putea luta inamicul. Așa că nu știu, hai să vă arăt următoarele faze întâmplate în meci. Asta a fost kill-ul făcute pe contest, bro. Pam, 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 pam. Ne mergem în zonă, ne mergem în zonă, ne mergem în zonă. Tu-du-tu, fucu, bari jos, Robert 2-1, bari jos, Y, tu, pe aici, nicio băieți. Nu știu să când da partea asta, oricum o să fie tăiat, așa că... Ok. Oh!
Ce m-a speriat ăla. Unde ești, frate? Hai să te lupți cu mine de la bărbat la bărbat. Bă, unde e ăla? Sau de la bărbat la chior, cum vrei tu, că nu te văd, bro. Ah-ha-ha. Here you are. Here you are, motherfucker. Ha, bibi. Poc. Mă bate. Ha, anonimus, iai. Mamă, îmi place, băi, să bat anonimii. Oameni, mă simt atât de bine când îi bat. Mă simt așa ca un agent secret care îndeplinește o misiune. Hai să vă arăt, băieți, și statisticile acestui domnișor. Aha. Bun, băieți, băiatul ăsta de aici, știu sigur că a avut Anonymous în match, așa că hai să vedem cum îl chema ca să vă arăt și statisticile lui. Acolo a încercat să-mi dea o rachetă foarte frumoasă, mi-a prins niște hituri destul de bine, dar l-am omorât pe domnul 0 IP sau cea, uite-l aici, 0 IP bară jos G ceva. Oricum, băieți, aveți statisticile lui, chiar acum am încercat să-i citesc numele, îmi pare rău, au gen a trecut destul de repede. Playerul ăsta a fost un player mediocru, de ce? Pentru că nu și-a continuat build-ul. Eu acum vă explic ce aș fi făcut eu în situația lui, oameni buni. Dacă m-ar așa pe mine cineva, puneam perete pe acolo pe unde am intrat eu și îl țineam acolo, sau mă rog, mă retrăgeam pentru că știu că acolo în baie e geam, sau mă rog, până veneam eu, dădeam replays la geamul ăla de acolo. În cazul lui, el s-a întors, probabil voia să-mi dea 100% rochet, așa că a plecat, s-a îndepărtat de zonă. A cam dat fail, pentru că eu mi-am dat edit back la scare și el când a tras toată zona lovită de către racheta a fost în baie. Vedeți, a distrus aici peretele și partea asta, eu deja eram aici și n-aveam cum să mai fiu afectat de rachetă. Eu cel puțin așa aș fi jucat faza aia, așa că băieți, hai că vă las cu continuarea meciului. Bă, e mai ușor de prima decât credeam. V-am să cânt. Bă, îmi dă cap. Îmi dă cap. Trebuie să iau repede rochet launcher și să mă duc pe casă. John! Thank you, să nu mai iasă din altă părți. Vom vedea câți au venit solti. Uite-l, bă! Fuge! Pum! Ok, chiar sunt foarte slab cu sniper, băi. Sniperile 4. Tân, 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 tân. Ce, frate, ești acolo? Vrei să mă bați? Nu mă bați. Doi. Ce sunt? Așa sunteți, băi, așa. Pune, mă, ăsta. Deci clar are open field dacă a dat după mine așa. Bro, take it easy. Take it slow. You understand me? Aruncat la 45 falling damage. 31. Dacă mă omoară, plâng. Ai swear to God că plâng. Plâng, 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 plâng. El acum așteaptă acolo și opoc! Aproape făceam schemă. Mai unul în casă. Unul în față. 31. One hit, bro. One hit. E one hit. Trebuie să-l bat, trebuie să-l bat. Cum mă bat? Poc. L-am bătut. N-avea Anonymous. Mai bine nu-l băteam. Ei. Mamă, nici ăsta n-avea Anonymous. Come on. Mă, băieți, chiar atât de greu să dați în setări acolo cu Anonymous. Of, și mai devreme am zis, bă, nu e atât de greu de filmat. E ok. E bine și așa, băieți, lăsați așa. Cât au fost probabil? Au fost 2? Cred că au fost 2. Okay. Mă duc să-mi dau mașinuța de shield, pentru că așa trebuie. Un pic britanic asta ești. Iubiu. The fuck. Ok. Trebuie să mergem să ne dăm shield. Farul ăla îmi face cu ochiul. Mă, cred că m-a arătat oribil când am văzut chestia asta. Oricum, băi, băieți, părțile astea o să fie tăiate, așa că nimeni o să mă vadă like. Pot să fac și ca ultima maimuță, dar nu să fac asta. Pum, pum. N-am materiale. Oare ce s-ar întâmpla dacă mi-aș lua snipe, să nu dau win și ultimul să fie Anonymous? Cred că aș da rage. Dar nu vreau să dau rage, așa că băiți. Ok, eu să mor dacă mă arunc de aici, știu sigur asta. Trebuie să fac challenge-ul ăsta la arena. Băiți, dacă facem 1000 de like-uri minim în, nu știu, în
3 ore după ce am pus clipul ăsta, promit că următorul challenge de genul îl facem la arena. Asta ar însemna să scad probabil multe puncte, dar nu contează, îl facem la arena, vă promit. 1000 de like-uri în 3 ore, o să mă uit. Și vedeți că vă și răspund la comentarii, așa că lăsați acolo multe, multe comentarii și nu uitați de cuvântul cheie pe care l-am dat pe live-uri. O să rămână tot ăla, că între timp n-am mai făcut live, dar e ok. Rămâne tot cuvântul ăla cheie, așa că băiți, cuvântul cheie și vede. Pam, 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 pam. Mă, nu-mi fac rochie, dar e sigur. Pum. Dude, efectiv nu mai găsesc pe nimeni. Uite-l pe ăla, la drop, ia unde-i drop-ul. Ok, de partea asta aici. Deci îmi plere aici, băiți, dacă se dispară bara aia. Ia să vedem. Trebuie să ajung repede acolo, băiți. Pentru că probabil acolo o să fie mult mai mulți player pentru că drop, pentru că ăla o să se ducă să ia. Dacă dispare bara, probabil o să vină așa și o să-l ia. Forță. Bă, nu prea joc eu cu anti-aliasing-ul des, dar joc acum cu el pentru filmare, ca să vedeți voi mai rărus când e mai drăguț, glumesc. Să vedeți voi mai bine. Vedeți, băi, ce fac eu pentru YouTube? Îmi scad performanța jocului pentru performanța video. Bă, player. Doamne, m-a trezit ăla, mai era puțin și adormeam, like, cât e ceasul? E 12 și 10 minute, din noaptea. Hai băieți, 2 anonim vă rog, 2 anonim pentru mine aici, 2 anonim la pachet vreau băieți. Bă. Nu cred, al meu. Nu, îl chema camion ceva. Dau și eu aici un reload. Uite-l bă pe ăsta, bă băiatul, ești la arena? Cum mai fi? Uitați băieți, fuck. Aproape mi-a ieșit schema. Bă. Dau și aici un reload, frate. Sper că nu te-ai supărat pe mine. Nu te supăra, frate. Come on. De ce fuge ăsta atât dacă știe că oricum moare? Bro. Vino încoa. Vino încoa. Hit. Îi dăm pickex. Nu îi dăm pickex, vezi că mor. Nu îl chema, nu era anonim. Of. Cate, mi-a numai dat anonim pe la ora asta. Am animat anonimii. A avut sens și am zis. Hello. Am văzut un rocket launcher acolo, dar oricum nu o să-l iau. Deci hai să mergem. Poc, poc, poc. Doamne, băieți, îmi place să cânt, mă jur. Iubesc să cânt. Tururu. Am văzut 1, 2, 3. N-avem rocket launcher, băieți, dar eu tot mă duc după ăla. Mă omoară, nu mă omoară. Eu stau sus, el coboară. I am the one, the... Hey! De unde a dat, mă? De acolo. Mă jur că nu-l văd. De unde da, băieți? Ajutor! Scrieți în secțiunea de comentarii. Bine, probabil nici voi nu-l vedeți, dar așa că fac divers. Aha! Salut, frate! Ce frumos era să-i dau snipe, nu? Sau cred că mă bate ăsta. Salut! Mă, pe ăsta l-am omorât, dar... Să vedem cât o mai ținem, așa că... Eu cred că într-un... Final trist o să mor odată și odată. Ia uzi. Vin. Ui, n-am văzut dacă avea anonimul sau nu, băieți, dar dacă avea, probabil o să vedeți acum asta. Na. 90. Job well done, brother. Job well done. Îmi place cum lucrează băiatul ăsta. Ăla de jos. M-a ajutat aici. Pe calea asta țin, se mulțumesc, dar eu vreau să-i omor pe amândoi. Sau să mă omoare el pe mine. Ce drăguț ar fi să nu mă omoare, nu? Frate, nu mă omoră. Te-o supăra bro pe mine, dar... Am și o copie acasă. Mă înțelegi?
Hai că deja ești nesimțit, bro. 35, 35. Băieți răi ăștia, băieți răi. Doamne, deci dacă le-ai Anonymous. Era Anonymous? Nu eram Anonymous, ce bine îmi pare că nu l-am omorât. Îmi dat și noi băieți o șansă în plus la viața. Acum trebuie să mă duc după aia băiatul ăla, că o să-mi facă probleme mie, după. Mami, vino și ia-mă, mă, pe totu-nul. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating, thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can